Bună seara, stimați telespectatori! Suntem la ediția cu numărul 3 a emisiunii Arena Cube Sport. Sunt Levente Balint. În fiecare luni seară ne ocupăm de sportul din regiunea noastră, din Timiș, Ardeal și Oltenia, Banat, Ardeal și Oltenia. După ce în primele două emisiuni am ocupat de ceea ce înseamnă presa sportivă din regiune, precum și infrastructura de care beneficiem sau nu în această parte a țării, astăzi vorbim despre sportul juvenil. În prima parte îl avem alături de noi pe directorul LPS Banatul, domnul Călin Rozeblu, iar în partea a doua, invitatul din platou va fi Călin Cojocaru, antrenorul principal echipei Pandurii Târgu Jiu. Vorbim așadar despre ceea ce înseamnă sportul la nivel adolescentin, la nivel de tineri, ce putem face pentru dezvoltarea acestui sector. Domnule Călin Rozenblum, fiți binevenit la noi în emisiune. Vreau să spun că sunteți primul invitat care nu este jurnalist, după ce în emisiunile precedente au fost prezenți Adrian Schindarli și Viorel Jurcuț. Bine ați venit așadar, LPS Banatul. Cum a fost acest an pentru instituția pe care o conduceți? De 3 ani, dacă nu mă înșel, care ar fi așa primele valori ale activității din acest an? Bună seara, în primul rând. Mulțumesc, Levi, de invitație și tuturor celor care ne urmăresc. Anul ăsta a fost ca niciodată un an foarte bun, cu foarte multe realizări. Suntem foarte bucuroși acum la final de an și anul, săptămâna viitoare, când avem și Consiliul Profesoral de Închiere, să le aduc în știință colegilor și tuturor angajaților rezultatele finale pe care le-am obținut. Încă suntem în curs cu unele rezultate la nivel de copii. Pe lângă faptul că am avut rezultate foarte bune la sport, am avut și la învățătură, pentru că nu vreau să spun decât că, în primul rând, ne interesează educația copilului, copilul să termine școala, să poată să ia și bacalaureatul și după aceea, bineînțeles, că își urmează și cursul firesc vocațional, care este sportul. Pe lângă toate aceste rezultate, programul de management pe care ni l-am propus, în sfârșit, după câțiva ani, am reușit anul acesta să primim și CF-ul pe unitatea școlară și pe instituția noastră. Bun, să luăm pe rând, ce înseamnă asta pentru dumneavoastră? Explicați, Înseamnă foarte mult. Așa în mare să vă spun, în momentul în care a venit Federația Română de Fotbal și vroia să facă acel teren de fotbal în Timișoara cu centru de excelență, noi am fost primii care am fost cooptați, dar neavând CF-ul, n-am putut ca să pun la dispoziție terenul pentru a fi teren sintetic. Și atunci, acesta a fost unul dintre motivele pentru care nu s-a mai continuat acea colaborare. Nu s-a mai continuat la noi și atunci, bineînțeles, că s-a bătut palma cu Institutul Politehnic, că este foarte bun, este în zona noastră acolo, tot ce se întâmplă în zona stadionului, am putut duce la capăt. Sperăm că acum, cu obținerea acestui CF-ul, să putem să aducem și fonduri extra, să mergem și pe fonduri europene, pentru că suntem un liceu de prestigiu, renume, recunoscut la nivel internațional, unde foarte mulți copii pleacă cu contracte. În țară, nu mai spun, brandul liceului Banatul este foarte cunoscut. Cam așa, în mare, paușal, cam la ce vă gândiți să realizați odată ce veți fi, cum ați zis dumneavoastră, să accesați fonduri europene, acum este mult mai elesnit accesul spre anumite proiecte, așa cam ce ar fi, la ce v-ați gândit? Proiectul care l-am avut în momentul în care am dat concursul pentru postul de director, l-am avut, bineînțeles, odată cu primirea acestui CFU, l-am pentru un nou internat cu cantina propriu-zisă, continuarea cantinei pe care o avem pentru internatul pe care vreau să-l realizez și o sală de sport. Este loc în spatele liceului pentru sală de sport. Pentru că vreau unde să sunt spun, spații care nu, mă scuzați, nu sunt acoperite, adică nu veți demola sau veți reamenaja totul este niște viran, locuri. Este interes viran, în care discuțiile care le-am avut la nivel de primărie și vreau să mulțumesc pe această cale domnului primar și tuturor celor care ne-au ajutat. Am găsit deschidere și încă suntem în condiții și în tot ce ține de noi și de primărie.
am rezolvat aproape tot ce trebuie pentru școala noastră. E perfect. Înainte de toate contează ceea ce se face pentru școală, alte aspecte nu ne interesează, de altă natură. E important că acest liceu de prestigiu care a creat mari sportivi și nu numai sportivi, ci și personalități importante de-a lungul acestor decenii, să desfășoare în cât mai bune condiții activitatea. Ați amintit acest aspect de ordin juridic. Sportiv vorbind, care au fost cele mai importante reușite? Păi, în primul rând, am fost foarte bucuroși în momentul în care s-a făcut acea clasificare de academii. Vorbesc prima dată la fotbal. S-a făcut la nivelul Federației Române de Fotbal clasificările pentru punctajul care trebuia să-l faci să intri în elită. În elită a intrat primele 12 cluburi, în care noi am fost pe locul 11 și am realizat acel punctaj pentru a intra în această academie și în elită, din, dacă nu mă înșel, din 64 de cluburi la nivel național, inclusiv cele 14 de Liga 1. Am fost foarte bucuroși toți, bineînțeles, tot corpul profesoral, tot personalul TESA care lucrează pentru așa ceva, pentru că alea 7 puncte care sunt pentru a lua acest punctaj înseamnă nu numai rezultate, înseamnă foarte multe. Pe lângă infrastructura și profesorii, licențele și tot ce ține în acele 7 puncte, noi am reușit și am luat punctajul pentru a intra în elită. La celelalte sporturi, să nu se creadă că subevaluăm celelalte sporturi. Sub nicio formă. Tocmai de asta vreau să vă spun, să vă întreb. Cu ce vă mândriți? Și ne mândrim toată regiunea, de fapt. Până la urmă că e reprezentantă acestei zone. Care sunt la celelalte sporturi principalele puncte pozitive? În primul rând vreau să vă spun că avem 5 discipline la nivel de unitate. Fotbal, handbal, fete, băieți, atletism, fete, băieți, pentatlon și box. Aceste sunt discipline care noi le avem pe CIS-ul nostru la unitatea școlară și la toate aceste discipline avem rezultate până la nivel național. Componenți de lot național, rezultate, diferă numai vârstele și componenții care sunt băieți sau fete. La handbal vreau să spun că, în afară de juniorii 1, fetele care nu le-am mai înscris pentru că vreau să vă spun că exact ca la fotbal, copiii care au calitate și care sunt cooptați la alte cluburi private și la cluburile de seniori, bineînțeles că după 16 ani semnează și atunci pleacă. Este foarte greu să ai rezultate la nivel național fără copiii care îți pleacă sau care la handbal din 7, dacă îți pleacă 2, deja e aproape jumătate în echipă. La fotbal, iar la 16 ani, jucătorul cel mai reprezentativ sau jucătorii semnează un contract de profesionist și atunci noi ne luăm grilele care sunt la nivel de federație și copiii pleacă. Avem la box foarte mulți copii, vă spun, au luat o anvergură foarte mare boxul și boxul feminin. Sunt fete, participă la foarte multe competiții și interne și internaționale și pentatlonul, care pe lângă concursurile care sunt în România, foarte multe se desfășoară în străinătate. Iar domnul profesor Iola Galovici, care se ocupă de pentatlon, în care vreau să spun că investițiile sunt destul de mari, pentru că sunt 5 discipline. Ne-ați dat o idee foarte bună ca într-una dintre emisiunile următoare să ne ocupăm și de această disciplină. În emisiunea noastră ne vom dedica foarte mult. Avem timp la dispoziție să ne dedicăm și fotbalului, dar și celorlalte discipline, cel puțin la fel de importante ca și fotbalul și aș dori să continuați. Da, chiar vă rog, pentru că are ce să vă povestească colegul meu și pe lângă cele din țară își desfășoară activitatea și internațională. Merge foarte mult în competiții organizate în Ungaria cu copiii. Costurile acestea sunt suportate de liceu? Cum se stă la acest capitol? Care este procedura? Vreau să vă spun că în fiecare an, managementul pe care îl am și cu alături de colegii mei, domnul director adjunct, niciodată n-am rămas fără buget. Așa a fost făcut și buget de venituri și cheltuieli. Întotdeauna ne-am realizat exact tot ce ne-am propus în fiecare an. Este foarte greu, bineînțeles, de construit, este foarte greu de drămuit acest buget, pentru că toate competițiile nu sunt pe an financiar, ci sunt pe an
de pe un an pe altul. Da. Exact cum e fotbalul, exact, și fotbal. Handbalul. Toamnă, primăvară, da. Da. Și atunci trebuie să avem în vedere eu și contabilul șef și toți cei care sunt în agrenajul financiar să putem să drămuim acest buget ca să putem să-l terminăm, dar să avem și continuare, pentru că competițiile în ianuarie încep imediat. Știți că bugetul nu se aprobă imediat, da. Avem ce putem să luăm din el și să ne continuăm activitatea și atunci ne drămuim. Tot bugetul liceului, noi avem două bugete, că avem liceul LPS cu bugetul de la primărie și clubul sportiv cu buget de la minister, prin inspectorat. Ne place sau nu ne place, mai sunt și lucruri mai puțin plăcute. Ce nu v-a satisfăcut în acest an? Păi, încă nu pot să spun că mă satisface infrastructura. Încă... Este un subiect pe care vrem să-l dezbatem mai târziu. Încă lasă de dorit, pot să spun, la toate disciplinele pe care noi le avem. La fotbal, știi și tu bine tot ce se întâmplă în zona stadionului. Acum să sperăm cu acest CF-ul reușim să o să ne mișcăm mult mai bine. La handbal, fără sală de sport, la un liceu de sport, de asemenea tradiție, și numai când mă gândesc câți handbaliști au ieșit. La Timișoara, nivel... se zice că fotbal, Timișoara a fost leagănul fotbalului românesc și handbalul, da, e handbalul, nu, un sport foarte important. Președintele federației, toți care au plecat de aici, fel că vreau să, cum foarte mulți, acum la poli sunt, nu foști elevi, ei nu știi de la școală. Nu avem o sală. Noi ne desfășurăm activitatea... Cum vă antrenați chiar? Păi avem balonul care pe terenul din spatele școlii, punem balonul în perioada asta cu gaz. Vara îl dăm jos, că e foarte cald. Mai avem o sală cu tartan, dar nu de competiții, numai de antrenament pentru ciclu primar și gimnazial. Și avem închiriat sala ban. Vreau să mulțumesc lui Daniel pe această cale, pentru că ne-a înțeles. Pe lângă toate cerințele pe care le are și câți vor să-l abordeze, niciodată nu ne-a zis... Nu pomenim numele companiei, dar este vorba despre chiar un fost jucător al lui Poli și fratele lui, foarte activ, foarte activ și, chiar mă scuzați, în interviul ce-l vom difuza imediat, și un coleg de-al dumneavoastră amintește tot de acest aspect. Deci, practic, se lucrează într-un spațiu privat, oarecum, din cauza lipsei unor săli publice. Da, care e sala, chiar că ne dezavantajează, pentru că vă dați seama, o sală nu numai pentru liceu, ar fi bine pentru toate competițiile care se organizează în Timișoara și vreau să vă spun că sunt foarte multe. Putem să aducem în Timișoara nu numai la nivel de copii și uitați, copiii baby handball care acum și-a ieșit mai nou, îți desfășoară activitatea și foarte multe proiecte se fac la Herculane. Și atunci trebuie să mergem acolo cu copiii și mergem și jucăm, dar Timișoara pentru treaba asta pierde. Venind și eu, lucrând multe vreme în sport, întotdeauna îi apăr pe cei care activează în acest domeniu. Noi tot criticăm în ultima perioadă declinul la handbal masculin, acum criticăm național de handbal feminin, dar nu ne uităm și la condițiile în care acești oameni se pregătesc și la condițiile care sufer. Săptămâna trecută vorbeam despre infrastructura din zonă și iată o problemă care sperăm că în următorii ani se va rezolva, inclusiv partea aceasta cu sala Politehnicii, care se dea Domnul ca în cât mai scurt timp să fie disponibilă pentru echipele din Timișoara. Rămânem la handbal și vreau să vă spun că în câteva, într-un minut, avem un interviu cu domnul Attila Horvat. Domnul Horvat este unul dintre cei mai activi antrenori. Am avut o discuție, el mi-a plăcut, este un om cu foarte muncitor, un om cu multe idei. În curând va pleca într-un turneu despre care domnia sa ne va vorbi. Așadar, handbalul este unul dintre aturile dumneavoastră. Da, el e colegul meu de la catedra de handbal. Pe lângă el sunt și cei care au o vechime mult mai mare în liceul nostru. Toți sunt profesori de calitate, toți sunt cu gradul întâi, au crescut atâtea generații. Își dedică, cred că, întreaga viață mai mult lasă cea familiară, pentru că sunt plecați în fiecare weekend în deplasări sau în competiții. Eu nu pot decât să le mulțumesc, să țină aceeași linie și dacă reușim, cu ajutorul copiilor, pentru că ei sunt primii care poate să dea dovadă că sunt de performanță și numai de caracter, pentru că în ziua de astăzi, exact cum mă întreabă la fotbal foarte mulți din țară, știu că copiii
au calitate, mă întreabă caracterul. Fostul tău, fostul nostru antrenor Costi Cărădulescu spunea, primul criteriu de selecție este caracterul. Da, fie iertat. Și de aia da. Și-a luat foarte mult din zonă, pentru că i-a plăcut să muncească cu cei de aici din zonă, el fiind din altă zonă, și noi atunci am avut nucleola de colegi la poli, când am scos de toatele acelea, toți am fost din zonă de aici și ca și cum am copilărit împreună, am crescut toți împreună. Așa este. Am pomenit de interviu cu domnul Horvat. Îi rog pe colegii din regie, interviu cu domnul Atilă Horvat. Începem. Domnule Horvat, suntem bucuroși că vă avem invitat în cadrul emisiunii Cube Sport Arena. Pentru început, aș vrea să facem o scurtă biografie a dumneavoastră, unul dintre oamenii care au crescut în ultima perioadă în ceea ce înseamnă profesionalismul handbalului timișorean. Aș vrea pentru început, pentru telespectatorii noștri, să ne dați niște detalii biografice. Da, sunt născut în Timișoara, am activat la CSS Club Sportiv Timișoara ca și junior, după care din 99-98 până în 2002 am fost jucătorul ASCH Politehnica Timișoara în prima ligă. În 2002 am plecat în Italia, unde am activat ca și jucător. În ultimii 4 ani de zile am fost și antrenor. În ultimii 2 ani din Italia, din 2010 până în 2012, am fost și antrenor principal în prima ligă în Italia, la Gaeta. După care, în 2012, m-am întors în România și am început să învăț pentru titularizare, să reintru în învățământ. Reușim chestia asta în 2013 la CSS LPS Timișoara, în momentul în care am început cu o grupă de copii, să formez o grupă de copii, care ulterior anul ăsta a devenit campioană națională la Junior 2. Așadar, în timp scurt, realizări importante. Din 2014 până în 2019 am fost antrenor secund la SCM Poli Timișoara în prima ligă, câștigând locul 3 în 2015 în Liga Națională și anul trecut Cupa României. Evenimentul din acest an este cel mai important. Cucerirea titlului național la juniori 2, așa e titulatura în handbal, în fața unei echipe mult mai bine cotate din punct de vedere financiar, bănuiesc, având în vedere că este vorba de CSM București. Cum a fost cucerirea acestui titlu? A fost un turneu foarte, foarte greu, dar și frumos în același timp. Ideea e că noi am câștigat un titlu de junior 2, având în marea majoritate a juniorilor participați la această competiție, anul de vârstă mai mic, având doar doi jucători născuți în 2002 față de celelalte echipe, restul fiind născuți în 2003, deși anul acesta avem un lot, spun eu, valoros. Și cel mai greu meci nu a fost cel cu CSM București, a fost cel din semifinală cu CSM Bacău, un meci care a durat 80 de minute și care l-am câștigat după loviturile de 7 metri. Știam că va fi cel mai greu meci, pentru că CSM Bacău este echipa valoroasă, având titlul de campion național în ultimii 3 ani. Și meciul cu CSM București din finală a fost încununarea tuturor rezultatelor pe parcursul anului sportiv, în care dintr-un total de aproximativ 60 de meciuri n-am pierdut decât unul. În ultimul meci din grupa valoare, la Craiova, cu un gol, ne deplasându-ne cu vreo 4-5 titulari la meciul respectiv. Deci un parcurs, eu spun, foarte bun. Acum urmează un nou turneu pentru asta, un turneu extern. Spuneți-ne nouă și telespectatorilor despre ce este vorba. Cererea Federației Române de Handbal, am acceptat postul de antrenor la lotul de cadeți sportivii născuți 2004-2005, împreună cu Gabriel Armanu, antrenorul
actual de la Dunărea Călăraș din Liga Națională. Am avut deja un turneu de pregătire la Sighișoara, Trofeu Carpați, în care am participat cu echipa de cadeți, având meciuri cu Serbia, cu Turcia și cu lotul de cadeți B. Au rezultate destul de, pentru primul turneu, destul de bune. Am câștigat cu lotul de cadeți B la 14 goluri, am câștigat cu Turcia la 17 goluri și am pierdut, din păcate, cu Serbia la 8 goluri, clasându-ne pe locul 2 la acest turneu. Acum, din 18 până în 22 decembrie, precedat de o perioadă de pregătire la Izvorani, vom pleca la un turneu internațional la Barcelona, urmând să întâlnim, din câte știu eu, selecționata Cataluniei și o reprezentativă a zonei respective. Perfect. Activați și în cadrul Academiei SCM și cel la CSS LPS Banatul. Realist vorbind, care este potențialul generației actuale pe care o conduceți pentru a face pasul în echipa Timișoarei, dar și în perspectivă pentru ce înseamnă handbalul românesc? În primul rând vreau să specific un anumit lucru. Toți acești copii care sunt acum, în marea lor majoritate, au început la CSS LPS Banatul Timișoara. Actualmente am doi copii care sunt și la liceu sportiv. Amândoi sunt copii de lot național. Și vreau să îi mulțumesc în primul rând domnului director pentru această posibilitate de a crește acești copii. Generația care până la 14 ani a activat sub denumirea LPS Banatul Timișoara s-a calificat la 3 turnee finale, ocupând locul 9, 8, 9 și 10 în aceste 3 turnee finale. Din păcate, tot așa, lipsei banilor, am fost nevoit să-i transferăm pe SCM și de aici, în următorii 2 ani, am avut un loc 4 și anul trecut locul 1, dar acești copii au bazele de la CSSLPS. Potențialul acestor copii este mare pentru că în momentul actual avem aproximativ 7 copii care cochetează cu lotul de juniori. 5 dintre ei acum urmând, de fapt 6, că mai avem un jucător care este împrumutat la Reșița. 6 dintre ei sunt convocați la perioada de pregătire de la Gura Humorului cu lotul de juniori. Și perspectivele sunt foarte bune pentru că sper în 2-3 ani de zile să poată să facă pasul spre Liga Națională. Pentru ca ei să aducă din nou rezultate excelente Timișoare când vor fi la seniori sau să ajute echipa națională să-și revină acolo unde ne dorim cu toții, este nevoie și de niște condiții din punct de vedere al infrastructurii. Pe final aș dori să vă întreb și aș dori să fiți cât mai onest. Cum stăm din punct de vedere al infrastructurii noastre? Vă întreb că în calitate de antrenor de handbal în Timișoara. Prost. Ideea este în felul următor. De când m-am întors în România, am avut foarte mari dificultăți de a mă pregăti în săli specifice acestui sport. Cu foarte mari sacrificii, cei de la LPS au reușit să ridice un balon în care am activat pe perioada iernii. Atâta timp cât au fost mici acești copii, ne-am antrenat afară, pe terenul din spatele școlii. E destul de greu să faci performanță în astfel de condiții. În ultimul timp am reușit să fac în așa fel încât acești copii să se pregătească în sala Olimpia sau în sala Constantin Jude, cum se numește acum, pentru că acum, în februarie anul acesta, s-a deschis și Centrul Național Olimpic de pregătire a juniorilor în Timișoara și avem această posibilitate, cu ajutorul primăriei, de a ne desfășura activitatea în sala Olimpia. În majoritate, toate secțiile de handbal de la LPS sau cele din Timișoara activează la sala Banu, unde este o sală privată și în care se plătesc o anumită sumă de bani, deși acești copii ar trebui să aibă parte de
de o infrastructură în care să se dezvolte cât mai bine și în număr cât mai mare. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Să sperăm că în ciuda micilor mari probleme de infrastructură veți veni cu vești bune în continuare și vă așteptăm în platoul emisiunii noastre în această iarnă pentru a vorbi mult mai pe larg despre ce înseamnă handbalul timișorean și de ce nu cel românesc, având de vedere că activați la nivel național. Vă mulțumesc din suflet și vreau să transmit telespectatorilor dumneavoastră sărbători fericite și cât mai multă sănătate tuturor. Am revenit în studio, l-am ascultat pe domnul Attila Horvat, antrenor de handbal, l-am aflat lucrurile bune din handbalul timișorean, ce lucruri ar mai trebui corijate din mai multe puncte de vedere. Rămânem mai puțin la acest capitol de infrastructură și vreau să mai dezbatem un subiect, chiar dacă liceul are probleme din acest punct de vedere, sunteți printre cei care ajută diferite echipe din Timișoara. Anul trecut în vară ACS Poli avea niște probleme cu spațiile de antrenamente, ați ajutat, acum ați ajutat și pe cei de la rugby. Ce ne puteți spune despre aceste lucruri? Ajutăm în general orice club sau oricine apelează la noi în limita bunului simț, în posibilitățile pe care le avem. Ca și spații, ce ai spus și tu, e vorba de vestiar, să facă un duș. E un strict necesar care orice sportiv și îl dorește pentru a-și putea desfășura antrenamentul sau o competiție. Suntem deschiși la orice club, avem parteneriate cu foarte multe cluburi din Timișoara, la toate nivelurile, la orice disciplină. Avem copii care sunt discipline cu dublă legitimare, înțelegem pe oricine în condițiile în care școala, bineînțeles, primează. Foarte mulți vin și prima dată pun, ca și oricare, își pun pe primul loc problemele personale. Vreau să le spun că totdeauna primează școala. Pentru că indiferent ce se întâmplă, ei, copiii pleacă de aici pentru că au un abecedar. Și dacă pleacă, înseamnă că sunt buni, sunt coptați și atunci și școala trebuie să primeze și să primească în schimb ceea ce federațiile de specialitate le au în regulamentul lor. Bun, pentru cei care nu știu, există și posibilitatea să fie la liceu și copii din afara orașului. Da, mai poziționez câteva lucruri și avem acest subiect. Chiar avem mulți copii care își desfășoară activitatea la alte cluburi și disciplinele care sunt. Avem clasele de mozaic din clasa 9 până între a 12, care la noi numai scolarizați și fac educație fizică, iar ei fac sporturile lor la cluburile sportive. Și sunt și copii din liceu care joacă în altă parte, ori împrumutați, ori în înțelegerile cu cluburile respective, își desfășoară activitatea la cluburile respective. Dar fac și antrenamentul respectiv la școală, pentru că ei trebuie să fie încheiați. Ei pe ei nu încheie cei de la cluburile private, ei sunt încheiați de colegii mei la care sunt în fișa lor de prezență și vin, își dau probele de control și iau nota pentru a trece clasa. Nu aș vrea să, nu știu, să filozofăm prea mult acum pe niște subiecte așa generale, dar cum vedeți dumneavoastră ca fost sportiv, jucând la un nivel important și în cupele europene, situația din ziua de azi cu această sufocare a tehnologiei, cu copiii care se îndreaptă mult mai mult spre gadget-uri, spre treburi de genul ăsta, social media, cum reușiți să păstrați echilibrul? Fiindcă până urmă, sunteți un liceu sportiv, asta contează primul rând, cum ați zis, educația și sportul, cum reușiți să contrabalansați acest raport destul de greu? Da, într-adevăr, este o problemă națională, de la clasa 0. Chiar o chestie serioasă, nu vreau să filozofăm, dar e o problemă care trebuie încet. Da, ne-am lovit și ne lovim în continuare de această problemă. De la clasa 0 deja copiii sunt cu telefoanele respective. Încercăm să le gestionăm la nivel de instituție. Există niște reguli acest capitol date la nivel național? Pe lângă ceea ce este în regulament, și noi ținem foarte mult la acest regulament. Copiii, în momentul în care intră în clasă, au în clasa respectivă fiecare profesor, unde își pun
telefoanele, e chestie de un minut, două, nu durează foarte mult. Orele care sunt și au nevoie, într-adevăr, le păstrează și profesorii le spun. Cei care sunt prinși cu telefoanele sunt aduse la unul dintre directori, anunțăm părinții, îi chemăm la școală. Încercăm cât mai mult să îi rupem, pentru că, pe lângă faptul că le atrage atenția, sunt implicați în tot felul de jocuri, de, eu știu, ce mai au ei pe acolo în telefoane, și atunci nu face bine nimănui. Și nici nouă, pentru că în deplasările pe care le facem și îi văd și eu pe copii, în afară de telefon, sunt rupți de realitate. Nu cred că îi interesează nici măcar prin ce oraș trec. Nu cred că îi interesează nici măcar pe ce teren joacă, pe ce suprafață. Și atunci, de aici vedem că nu mai e ce a fost înainte. Da. De multe ori sunt împiși de la spate, de cele mai multe ori de către părinți. Și atunci încercăm să facem, ce v-am spus, educația. Că fără educație, sportiv ajunge poate oricând, da. Dar dacă nu ești educat, aia e mai greu după aceea. Revenim la lucrurile aplicate, la lucrurile punctuale. Hai să ne referim puțin și la colaborarea cu cluburile de fotbal din Timișoara. Spun asta în contextul în care, în urmă cu mai mult timp, nu în ultimii ani, se tot vorbea de faptul că Lepese Banatul ar fi refractară la colaborare cu cluburile din Timișoara. Treptat, începând de prin 2011-2012, dacă nu mă înșel, a început o colaborare cu ACS Poli. Acum se poate spune că toate grupările de fotbal din Timișoara au au o relație destul de solidă cu Lepese. Chiar este o colaborare cu Ripensia Timișoara. Haideți să detaliem. Începem cu Ripensia Timișoara. Și cu Ripensia avem o colaborare, exact cum avem și cu celelalte cluburi. Dar colaborarea constă cu fiecare în altceva. Ca și... Așa, punctual cu Ripensia. Pentru Ripensia, în primul rând, avem... Este antrenorul de la noi, de la liceu, care este antrenor și la centrul lor, la Academie, domnul Cristi Petcu. Foarte mulți copii de la generația dânsului au fost cumpărați conform regulamentului pe grila de formare la Ripensia. Ei sunt deocamdată, nu sunt în elite, că n-au făcut procentajul acela de Academie. Din cei la aia, sunt în clasic. Urmăresc să cumpere și să achiziționeze cât mai mulți copii de calitate. Colaborăm la nivel de cluburi și cu terenul și cu tot ce ține de infrastructură, și relațiile care le avem cu domnul Mihu sunt extraordinare. La nivel de ASU avem de foarte mult timp această colaborare, de când dădeam grupele de copii la nivel de juniori A sau B, cum trebuie să aibă ele la nivelurile care au fost în Liga 2 sau Liga 3. Niciodată nu ne-am cramponat că nu găsim copii sau nu găsim înțelegere. Pe lângă această colaborare la fotbal, mai avem și la atletism, că nu vreau să uit de secția de atletism, unde avem rezultate până la nivel național și copii de componenți naționali. Mă scuzați, și ar mai trebui să aibă parte din partea orașului de mai multă susținere. Când mergeam de fiecare dată la antrenamente la Poli, tot timpul ei veneau pe stadion. Ar fi ideal, să sperăm, într-o bună zi și acest copil. Ai exact. Activitatea și se schimbau în tunelul pe care noi ieșeam la încălzire exact. Sau la meciuri. Acum, cu colaborarea care avem de foarte mulți ani cu Institutul Politehnic, își desfășoară activitatea pe pista de atletism de la ASU. Bine, nici asta nu este normal. Adică nu normal. Este, să nu mă înțelegeți, telespectatorul, m-a greșit. E bine că există această... Dar ele ar trebui să aibă un spațiu lor, așa cum și echipa ASU Politehnica, o echipă care are rezultate foarte bune în acest an, să aibă și ea spațiu. Ei, ar fi ideal. E bine că există această susținere. Colaborare și susținere și ne înțelegem unii pe alții, dar exact ce ai spus și tu, încercăm în fiecare an și de la an la an să modernizăm. Exact cum am zis de CFU, pot să spun acum că foarte mult timp, câțiva ani, colegul meu, directorul ajun, care este de box, umbla să achiziționeze un ring. Pentru că e foarte greu să desfășoare activitatea la box fără ring. Și în final, acum, cu ajutorul celor din primărie, au reușit și au achiziționat un ring pe care și-a desfășurat activitatea acum chiar cu Cupa Revoluției. Ca și acele, mă scuzați, acele fete care săreau pe saltele, notătoare. Cumva, aceeași situație regretabilă, repet. Sperăm că toate acestea
nu anul viitor, că nu se pot face. Pe lângă ceea ce ne-am propus noi, vreau să vă mai spun că de pe vremea când eram copil, desfășuram cantonamentele de vară la cabana de la Poiana Ruscăi, care după 2 ani de proces a revenit la primăria municipiului Timișoara, care printr-un HLU ne-a dat un administrare nouă. Care este, cum, din punct de vedere fizic, cum e cabana acum? Acum este 80% deja renovată, reamenajată. Mai exact ce este acolo, să ne povestiți. Acolo sunt două cabane, da. În decursul anilor, domnul director Dobândă Fiertat a mai reușit și a mai ridicat o cabană acolo. Sunt 4 hectare, teren foarte mare, în care noi ne-am desfășurat activitatea pe perioada de vară numai, vacanța de vară. Acum încercăm ca să reușim să o băgăm în circuitul turistic și să putem să și o închiriem ca să banii să, este și venituri, da. Să revină banii, ca să nu toată ziua numai să investim, dar să și vină banii înapoi. Da. Dar va fi ceva frumos și când va fi deschiderea o să vă invit alături de cei de la primărie. Să sperăm că va fi cât mai rapidă și până de Paște, eu zic că vom merge acolo să prezentăm telespectatorilor. Ceva frumos și bineînțeles, colegii mei, toți cei care și-au desfășurat activitatea în decursul anilor, ne-abia așteaptă, că este ceva de vis. Motorul televiziunii este energia implicării. Ne implicăm și noi să fie cât mai rapid această reinaugurare, ca să zicem clar. Înainte să urcăm aici în platou, mi-ați povestit că aveți treabă multă în această perioadă, aveți un turneu de organizat. Da, pe lângă să anunțăm și asta. Faza de zonă pe care am ținut-o la Gheorghe Ola în sala de la Giroc și mulțumesc domnului primar și tuturor celor care au fost alături de noi, doamnei director de la Giroc și profesorul care ne-au înțeles și ne-a desfășurat turneul de zonă la Giroc, l-am câștigat și prin oferta pe care am făcut-o Federației Române de Fotbal, am câștigat și să putem să ținem și faza finală pe țară. Normal, săptămâna 16-17 se va ține la Timișoara. Suntem foarte implicați, sper că o să fie lume foarte multă. Sunt 8 echipe la nivel de țară. Și săptămâna, în weekendul următor. Da. Când următor și vom fi prezenți acolo și vom sperăm că informa. Să facem o figură frumoasă. Sunt copii născuți 2010, clasa 3-a, unde avem o grupă foarte bună, pe lângă celelalte grupe pe care le avem la nivelul instituției. Eu nu puteam să realizez toate astea. În încheiere vreau să vă spun că vreau să mulțumesc tuturor colegilor, tot corpului profesoral, personalului care este alături de noi, că nu putem să facem, să susținem o asemenea activitate care se desfășoară în curtea liceului cu cantină, cu 150 de copii la internat, 250 de copii mănâncă zilnic la masa de prânz. Deci este ca și o industrie ce se întâmplă la liceu și sperăm să vină cât mai multă lume și să nu mai fie acea zicală că acolo nu se face școală. Vreau să le spun tuturor că aici, într-adevăr, se face școală, se pot uita pe ghidurile care sunt la nivel de bacalaureat. Niciodată n-am fost la sub nivelul național. Aia spune multe. Un produs al Liceului Banatul este și Cosmin Contra, fostul selecționer. Acum, pe final, vreau să mai vorbim și câteva chestii punctuale despre fotbal. Cosmin Contra a plecat recent de la echipa națională. Cum ați văzut tot ce s-a întâmplat cu tricolorii în această... E ca an. Și o campanie. Dacă reușești, continui, dacă nu, te retragi. Vorba lui Mircea Lucescu, ești la fel de bun ca ultimul tău rezultat. Da, și cum știu și eu de la antrenorii care i-am avut și în decursul anilor, stau cu bagajul făcut pentru orice moment poate să plece. Acum să nu facem o tragedie că Cosmin a pierdut, nu. Ca să fii antrenorul unei echipe naționale, ai deja un CV, ți se deschid foarte multe porți și eu sper că în cel mai scurt timp își va găsi un angajament și va merge în continuare pentru că este la un nivel la care e greu să ajungi și numai CV-ul lui ca jucător deja spune multe, acum și ca antrenor. Eu îi doresc tot binele din lume și să prindă cât mai repede un contract. Bun, fotbalul timișorean. Ați fost director sportiv, manager sportiv la ACS Poli în anul promovării. Au trecut foarte mulți ani, 6. Din păcate, în acest moment avem 2 echipe în
în Liga 2, în ordinea locurilor ocupate în clasament, le amintim ASU Politehnica Timișoara și Ripensa Timișoara. Cum vedeți activitatea acestor două formații în Liga 2? Spun asta și pentru că, mergând la jocurile din Timișoara, sunteți printre puțini oameni din fotbal sau foști fotbaliști care sunt în mod constant la meciuri. Cum le vedeți traseul din acest an? Da, merg la meciuri pentru că am contacte foarte multe cu președinți din țară și, bineînțeles, că mă consult, copiii care sunt la noi la școală, care sunt în atenția noastră, să-i luăm, trebuie să-i cunosc, să știu, pentru că în momentul în care discuți despre un transfer, trebuie să ai cât mai multe date. Dar acum ce se întâmplă, sper că se va întâmpla un fenomen pe cât mai ascendent, pentru că sunt două fenomene. Ripensa este echipă cu patron, no. ASU este, cum e și deviza lor, fără patron. Totul, să știți că nu se rezumă la bani. Fiind cu patroni, vedeți, rezultatele deocamdată încă nu. Ei pun încă accentul pe academie, de la academie îți dăm ce poate să iasă, nu poate să iasă repede, n-au stadion, nu se identifică încă cu nimic decât cu numele pe care, bineînțeles, poate să câștige foarte mult ca imagine. Numai puțin apropo de patroni, sunt cluburi mult mai bine susținute financiar, inclusiv cu patroni gen Petrol Preș, care sunt situate sub ASU Politehnica, da. Cluburi care au susținere și din partea mediului privat și din partea autorităților locale gen Universitatea Cluj, și totuși aceste două formații care au niște bugete limitate stau mult mai bine. Eu încerc să port partea pozitivă a lucrurilor, dar și din eu, păcate eu la fel, dar ambele gravitează în zona de mijloc a tabelei. Da, pentru că nu pot încă gestiona la nivel de jucători. Trebuie să vedem realitatea, sunt copii tineri, sunt fără experiență. Am vorbit și cu patronul de la Ripensa. În momentul în care nu ai toate echipele care au fost și am fost la meciuri, au 2-3 jucători de calitate și care fac diferența. Pentru că nivelul, acum ați văzut, e destul da. De... Chiar vreau să vă întreb, acum, sincer, mie poate e subiectiv. Și în 2013 și în 2015, când acest Poli a promovat, mie mi s-a părut că divizia secundă avea un nivel mai ridicat. Sunteți de acord sau mă contraziceți? Ce părere da, aveți? Da, sunt, pentru că am văzut în fiecare an. A scăzut foarte mult. Nivelul de la Liga 2 este sub mediu. Foarte greu, v-ați zis și dumneavoastră, nu poate să câștige niciodată o echipă de barajul cu echipa da. De Liga 1. A fost măsură doar într-un an voluntar cu o discrepanță fantastică. India. Dacă da. Promovează, dacă nu aduc 2-3 jucători și nu poate să aducă pentru că nu este da. Financiar, se luptă la retrogradare. Este un nivel, pentru că vă uitați și cât spectatori sunt la un meci de Liga 2, cum a spus și mai înainte, și de Petrolul și de Ucluj, stadionele sunt goale. Și acolo sunt stadioane frumoase. Sperăm că în cel mai scurt timp... Da, s-a făcut și la Târgu Jiu un stadion nou, dar noi vom dezbate în partea a doua emisiunii situația de acolo împreună cu antrenorul echipei Pandurii, domnul Călin Căjocaru. S-a făcut un stadion nou, dar din păcate, nefiind performanță, nefiind o echipă care se bată măcar la promovare, lumea nu prea vine. Asta e problema. Adică lucrurile merg mână în mână. Cum a fost și cazul UTA, care, iată, începe să crească alături de stadion, nu? Da, și mai trebuie și partea financiară ca să mergi la un meci cu doi copii, pe lângă bilete, un suc, semințe. Ce luăm toate rând, corect, da. În momentul în care dai la un meci și nu vezi aproape nimica, nu-ți mai vine să mergi a doua oară, numai de dragul că ai fost pe stadion. L-ai văzut odată, e ok. Și a doua oară nu te mai duci. Săptămâna viitoare vom vorbi foarte mult și despre UTA. Ați văzut UTA și la televizor și mă gândesc că și live. Considerați că este da, cea da. Mai importantă candidată la promovare? Eu zic că da. Acum cu victoria care a avut-o potriva Petrolului, chiar că îi urmăresc la fiecare meci, am și relații foarte bune la nivel de club cu cei din clubul UTA. Eu le doresc să promoveze. Avem și timișoreni acolo. Și timișoreni, dar le doresc. Eu n-am simțit niciodată nici ca jucător cât am fost rivalitatea asta dusă la extrem ce se întâmplă acum. Au fost și atunci Poli UTA, dar pe teren și noi ca și jucători și acum când ne vedem avem o relație, vă spun, mai mult decât super ok. Cordială.
Da. Așadar, vom dezbate pe larg Liga a doua săptămâna viitoare, dar în partea a doua emisiune vom vorbi despre Eșelonul Secund și Pandurii Târgu Jiu cu antrenorul de acolo, repet, Călin Cojocaru. Domnule Rozenblu, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Venim la turneul Gheorghe Ola. Să sperăm că în următoarele emisiuni vom avea și reprezentanței nu numai din partea fotbalului, ci și a celorlalte discipline sportive. După o pauză vom reveni în platou cu Călin Cojocaru. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc și sărbători fericite și un an cu multă sănătate tuturor. Ne revedem în scurt timp. De-a lungul diferitelor epoci, Noi oamenii ne-am modelat până am ajuns la cine suntem noi astăzi. Ce am câștigat, dar și ce am pierdut, aflați în fiecare zi de la ora 16:30 la Cube Mosaic. Cube TV. Energia implicării. Cube TV, energia implicării. Să învățăm să alegem proiecte pentru noi, oameni cu proiecte, să alegem onestitatea, corectitudinea și profesionalismul. Alături de noi vor fi toți cei care trebuie să învețe să ne respecte alegerile. Sunt Corina Gluhovski, sunt Crânguța Radosa și vă dăm întâlnire în fiecare miercuri de la 19:30 la Cube Arena Actual. Cube TV, o televiziune independentă cu jurnaliști liberi. Urmărește jurnalul Cube TV în fiecare zi de la ora 17:30. Sunt Andreea Raluca Petrea și te aștept de luni până vineri de la 16:30 la Cube Concept. Emisiunea în care punem cap la cap piesele de puzzle ale unui stil de viață sănătos. Despre piața muncii. Despre piața afacerilor. Despre civism. Despre oameni și societate. Vorbim în fiecare marți de la ora 19:30 de minute. La Cube Arena. Sunt Corina Gluhovski. Sunt Marius Gangan. Cube TV. Energia implicării. Cube TV. Energia implicării. Cube TV. Energia implicării. Cube TV. Energia implicării. De la perspective la oameni și orizonturi. La Cube Arena dezbatem idei din psihologie și viață socială. Sunt Oana Juma și vă aștept în fiecare vineri de la 19:30. Cube TV. Energia implicării. Ești un tânăr cu potențial, ai succes în diferite domenii sau ai ceva interesant de spus? Vino alături de noi în fiecare marți și joi de la ora 21. Hai să fii tonic împreună cu noi! Dacă ești un tânăr ambițios și ai preocupări civice, Cube Tonic este pentru tine. Sunt Andreea Raluca Petrea și te aștept în fiecare luni și miercuri de la ora 21 să furăm meserie de la diversi specialiști și să dezbatem problemele tinerilor din România. Cube TV. Energia implicării. Curioși ce se mai întâmplă în lumea artei, care sunt ultimele subiecte dezbătute în sfera culturală și care sunt poveștile din spatele celor mai îndrăgite evenimente? Sunt Andrada Boldiș și vă invit în fiecare joi de la ora 19:30 la Cube Arena Cultural. În fiecare zi căutăm soluții pentru problemele noastre. În fiecare zi oglindim realitatea corect, echidistant și implicat. Sunt Alexandra Cioapo și vă aștept în fiecare zi de la 17:30 la jurnalul Cube. Cube TV. Energia implicării. Cube TV și Cube News sunt noile tale repere media. Știri, subiecte interesante, informații utile și evenimente live. Detalii pe www.cubemedia.ro. Cube TV. Energia implicării.
Noi ne-am implicat, implică-te și tu. Avem energia de a găsi subiecte și răspunsuri pentru noi toți. Cube TV în Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți, Dolj și Gorj. Știri, televiziune, radio, evenimente live. Descoperă aplicația Cube News. Descarcă aplicația Cube News de pe App Store, magazin Play și www.cubemedia.ro și câștigă premii. Cube TV, energia implicării. Ce este cultura? Ce o modelează, dar mai ales cum ne modelează? Dar și care este agenda celor mai interesante evenimente din fiecare săptămână? Sunt Andrada Boldiș și vă invit să aflăm împreună la Cube Magazin Cultural în fiecare joi de la ora 18:30. Cube TV, energia implicării. Am revenit, stimați telespectatori, în platoul emisiunii Cube Arena Sport. În prima parte, invitat a fost Călin Rosenblum, director LPS Banatul. Ne deplasăm din Banat în Oltenia. Cube TV, așa cum v-am mai anunțat, se dedică întregii regiuni Banat, Arad, Hunedoara, Oltenia. Și a venit rândul orașului Târgu Jiu cu simbolul acestui oraș din punct de vedere fotbalistic, Clubul Pandurii. Bine ai venit, Călin Cojocaru, antrenorul principal al echipei Pandurii Târgu Jiu. Pandurii Târgu Jiu este o echipă care a fost vicecampioană României, dar din păcate acum se află într-o perioadă nu foarte fericită. Este situată pe ultima poziție, 19 din 19, din păcate. Călin Cojocaru este timișorean, activează de câteva săptămâni la Pandurii Târgu Jiu. Sâmbătă a revenit în orașul natal. Aș vrea, înainte să intrăm în subiectul strict de club, despre ce faci tu acolo, să mai facem câteva referiri la meciul de sâmbătă, un meci pe care bookmakerii îl considerau ca și câștigat de ASO Oltenia, dar pe urmă a fost adjudecat practic în ultima secundă. Vă steam după meci că poate mai bine pentru voi ar fi fost să pierdeți cu să fie 3-0 deja în minutul 20, să nu mai fiți atât de negriți. Parcă a fost mai amar gustul acestui insucces. În primul rând, bună seara, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, sâmbătă, dacă întrebam 11 persoane din 10, toată lumea zicea că o să pierdem la scor, dar realitatea a fost alta. Am luptat pe teren, am arătat ambiție cu o echipă foarte tânără, 6-7 jucători 2001, născuți 2001-2002, lucru care pe teren nu s-a văzut, dar cum ai spus și tu, Poli într-adevăr ne-a dominat, era clar lucrul ăsta, vin după o serie foarte au controlat jocul, au avut, dacă nu mă înșel, chiar trei bare. Au avut trei bare. Per total, victoria ar fi meritată, dar voi, sufletește vorbind, da. Cum s-a obținut, ne-a deranjat. Da, au fost niște momente mai neplăcute. Zic că la modul cum ne-am prezentat noi, da, la ce echipă am aliniat, zic că meritam un punct, adică nu meritam să pierdem în minutul 97 dintr-un penalti inexistent. Acum eu trebuie să echilibrez discuțiile și pot să spun că au mai fost două momente, din punctul meu de vedere, care au fost mult mai clare, dar până așa a decis arbitrul, nu se mai, cum se spune, nu se mai pot întoarce lucrurile, însă firește, clar, este opinia voastră. Preferam să pierd din altă ocazie, decât minutul 97, nu? Arbitrul arăta 4 minute de prelungiri și am luat golul minutul 97. Da, greu pentru voi, într-adevăr, până la urmă, cum am zis, victoria timișorenilor a fost meritată ca și ocazii, ca și situații. Din punct de vedere al implicării voastre, este păcat pentru din punctul vostru de vedere, este păcat. Pentru atitudinea copiilor, lucrul ăsta ne-a deranjat, că într-adevăr, cum am spus, Poli ne-a dominat și ei și-au creat foarte multe ocazii, numai că n-au reușit să bage în poartă. Fotbalul, da, până la urmă se joacă pe goluri. Exact. Bun. Am vorbit acum punctual despre meciul de sâmbătă. Ești un antrenor cu activitate destul de relevantă în această zonă, dar trebuie să mărturisesc că m-a surprins oarecum faptul că ai mers la Pandurii Târgu Jiu. Cum s-a produs această numire a ta? În ce conjunctură? În urma unei discuții cu domnul președinte Condescu, am fost amândoi foarte sinceri, ne-am spus lucrurilor în față, da, sinceri, și ne-am strâns mâna și ne-am înțeles imediat. Bun, acum zic sincer, să mergi la Pandurii, dacă e brandul.
Este, sună bine, dar în acest moment Pandurii nu traversează cea mai bună perioadă posibilă. Cum de-ai ales totuși să... Același lucru, ți-l spun, cum am spus și anul trecut când am venit exact, la ACS Poli, dacă echipa era într-o perioadă foarte bună și lucrurile mergeau bine, nu se apela la mine. Iar pentru mine este o provocare, cum ai spus și tu, este un brand și dacă o să reușesc, lucrurile vor fi foarte bune pentru mine. Cum caracterizezi traseul de până acum, meciurile pe care le-ai condus pe Banca Pandurilor? Ce te-a mulțumit, ce te-a nemulțumit? Bine, te-a nemulțumit faptul că n-ați câștigat. Echipa a rămas cu o singură victorie în tot sezonul, 1-0 la Metaloglobus. În rest a mai scos câte un punctuleț și are, cât, dacă nu mă înșel, 5 sau 6 meciuri fără gol marcat. Asta e partea rea. Pozitiv, ce ai putea să extragi din acest traseu scurt? În realitate e că am găsit o echipă cu jucători foarte tineri, cu calități destul de bune, dar nepregătită. Mai ales din punct de vedere fizic, eram la un nivel foarte, foarte rău. La primul meci cu Rapid s-a văzut clar lucrul ăsta. Practic ne teram. Mă scuz, sâmbătă parcă și-au mai revenit copiii. Da, da, la meci cu Rapid ne teram pe teren, sincer. Da. Ne-a bătut 4-0 Rapidul, dar nu am văzut un Rapid care să șteargă cu noi pe jos. Adică nu a jucat un fotbal extraordinar. Am pierdut 4-0 pe neputința noastră. Nu pe fotbalul prestat de ei. Iar ușor, ușor am început, ca și la CSE, după cum bine știi, să încerc să aliniez același 11 cât de cât să nu mai fie fluctuații așa mari în primul 11. Ne-am pregătit fizic. Am făcut 0-0 cu Chiajna. Am ratat o ocazie imensă în minutul 87 singur cu poarta goală, pot spune. Cu Viitorul Pandurii ați pierdut cu Turis în repriza a doua. Am pierdut în minutul, ne-au prins pe un contratac pe o greu, am pierdut o minge la 60 de metri, am făcut greșeli în lanț, 1-0, minutul 87 ratăm din 3 metri, o ocazie monumentală. Bun, ai spus că ești foarte încrezător în ciuda situației actuale. În acest moment Pandurii este la 12 sau 13 puncte de primul loc salvator. Aveți la dispoziție practic 16 meciuri în primăvară, fiindcă Daco Getica s-a retras, un lucru care nu este foarte ok, dar asta este, lucrăm cu ce avem, nu? Bun, și ce te face să fii? Adică vorba... Acum, ce te mână luptă? Situația noastră e foarte bine că s-a retras, mai sperăm să se retragă vreo echipă. Să retragă toate cât să vă salvați, glumesc. Nici chiar așa, dar sincer, ca să-ți dau un exemplu așa, dacă batem în primele două etape, pe Reșița și Viitorul Târgu Jiu, cu Reșița mai ales un meci cum ar fi de 9 puncte, nu chiar așa, adică venim, chiar... Venim la 3 puncte de Reșița. Și din ce informații am eu, dacă suntem prima retrogradată, sigur o să rămânem în Liga 2. Cum s-a întâmplat de altfel și anul trecut cu... O informație foarte interesantă. Acum cred că lumea înțelege despre ce e vorba. Da, la fel cum s-a întâmplat și cu Viitorul anul trecut. Am înțeles. Interesantă informație. Deci în două etape poți să vii la 3 puncte de... Glumim cu Eugeți și în Europa League într-un an. Glumesc acum. Încerc cumva să mai glumesc în contextul în care situația din nefericire la gruparea gorjeană nu este una fericită. Încercăm să transferăm jucători. Ce va fi în iarnă? Ce va fi în iarnă? Chiar din punct de vedere sportiv. Ce să facem un lot competitiv din punctul ăsta de vedere, fiindcă avem nevoie clar de întăriri. Cu o pregătire bună, noi suntem încrezători că putem să ne luptăm cu oricine. În cursul emisiunii de săptămâna viitoare sperăm că vom avea și un material amplu cu domnul Marin Condescu, dar vreau să ne specifici clar. Dânsul este principalul creditor al clubului. Nu? Da. Care este statutul dânsului în acest moment? Acesta, nu? Da. Bun. Care este situația la club? Eu știu următoarele lucruri. Că s-a câștigat un proces cu foștii acționari sau actuale, nu știu, acționarea clubului în urmă cu câțiva ani și trebuie să se restituie o sumă foarte mare de bani. Ai toate informațiile necesare, bănuiesc că ții legătura cu domnul Condescu. Care e practic situația acestui proces? De fapt, procesul e gata, dacă nu mă înșel. Da, nu? Procesul este gata, sunt în fază de executare, dar și primăria, și CEO, și Consiliul Județean
umblă cu tot felul de tertipuri, da. Adică să amâne executarea. Da. Nu, dar această executare se va produce mai devreme sau mai târziu? Da, mai devreme sau mai târziu, fiind o decizie definitivă și executorie, nu poate să nu se producă lucrul ăsta. Dar suma întreagă este? 3.300.000 de euro. Datoriile clubului actuale care ar fi? Datoriile nu depășesc această sumă, da. Adică cu această sumă are și clubul din insolvență. Practic, dacă lucrurile se clarifică, Pandurii ar putea redeveni o forță Ligii a doua. Zic eu că merită să devină, nu? Avem un stadion foarte frumos. Bun, povestește-ne despre stadion. Așa, din punct de vedere al condițiilor, avem condiții foarte bune. Toți jucătorii stau la hotel, servesc masa, condiții de antrenament foarte bune, un teren sintetic normal, un teren cu iarbă, de recuperare la fel. Singura problemă până în momentul de față este problema financiară. Bun, aș vrea, legat de condiții, să îți exprim opinia legat de niște afirmații făcute de un fost jucător pe care tu l-ai disponibilizat. Aici, în clubul s-a despărțit de el. Chiar atât de grea este situația? Nu. Concret, salarizarea. Da. Cum se stă din punctul ăsta de vedere la jucători? Cred că vorbim de Dinu, da, portarul, da. Un jucător care eu l-am găsit acolo. Nu mi-a plăcut comportamentul lui din start. În primul rând a greșit înainte să vin eu acolo. Nu mai trebuia să-l găsesc la meciul cu Foarul Constanța, aflând că e rezervă, nu a vrut să se schimbe. Lucru foarte grav pentru un fotbalist. Iar, e clar, la orice nivel, un asemenea gest este impardonabil. Da, plus comportament jignitor la adresa staff-ului, la conducătorilor, ieșiri foarte urâte și la fel, dacă îți arăt telefonul să vezi, mi-a scris pomelnice să-l iert, da. După aia bineînțeles că omul a ieșit și a zis ce a vrut el, dar realitatea este alta. Alimentația este atât de proastă precum... Nu se pune problema. Hai concret, povestește-ne. Toți mâncăm la restaurant, deci nu cred că poate să fie în sensul în care a zis el. A avut niște frustrări, eu am crezut că el o să învețe din lucrul ăsta și o să aibă un comportament civilizat pe viitor, să se integreze într-un grup, dar văd că nu a învățat nimic și lucrul ăsta pe viitor o să-l coste, în loc să-l ajute să fi învățat ceva din el. Vorbeam de jucători, există posibilitatea ca în iarnă să apelezi la niște fotbaliști pe care ai avut, pe care îi cunoști din județul Timiș, pe care ai antrenat, ai demarat niște discuții în sensul ăsta? Am demarat, dar nu neapărat cu cei care am lucrat sau cu cei care îi cunosc. Cum ți-am spus mai devreme, trebuie să ne întărim, ăsta e un lucru evident și am demarat mai multe discuții în sensul ăsta. Mai mult am avut deja vrădăi la pregătire cu noi, deci sigur o să ne întărim. Veți merge undeva în perioada de iarnă, în cantonament? Nu, avem condiții foarte bune acolo, am hotărât să rămânem la Târgu Jiu. Terenuri foarte bune de antrenament, de refacere și cum stăm și prost financiar, prefer ca banii aia să-i primească jucătorii decât să plătim undeva niște sume pe antrenament. Am citit legat de stadion, sunt ceva probleme cu contractul, cu stadionul, Pandurii, clubul Pandurii? Din punctul nostru de vedere nu e nicio problemă cu contractul. Clubul nostru are un contract cu primăria, iar pe parcursul lucrărilor contractul s-a suspendat, fiindcă nu s-a putut rezilia, fiindcă clubul, cred că e unicat în România, un club investește în infrastructură, a realizat terenul de joc, suprafața. S-a mai întâmplat și la Timișoara, deci n-ați fi... deci Timișoara te urmărește oricum, da. A investit în suprafața de joc, încălzire, gazon, pistă și era imposibil ca și Compania Națională de Investiții să-i rezilieze contractul, fiindcă nu se putea lucrul ăsta. Iar perioada care a stagnat, s-a suspendat,
se prelungește automat. Da, este clar, voi, indiferent ce se întâmplă, chiar dacă sunt asemenea discuții legate de contractul de comodat, dacă nu mă înșel, voi veți juca oricum acolo pe stadion. Cu siguranță, clubul Pandurii, cum am spus, e singurul care are contract de comodat cu pe stadion. Ați, dacă nu mă înșel, la meciul de inaugurare a fost antrenor Tiberiu Bălan. Da. Au fost ceva lume. Din păcate, ultimele jocuri nu mai. Crezi că e și poziția echipei în acest moment în clasament? Clar, categoric. Dar cum ai găsit oamenii acolo în Târgu Jiu, din punct de vedere relaționării lor cu clubul, cu fotbalul, cu așteptările lor? Oamenii, sincer, țin cu Pandurii. Da. Vin și la antrenament, mai ales persoanele în vârstă. Iar din punct de vedere al autorităților, mă depășește. Da, bun, ok. Am văzut că cum simți tu ca... la fiecare conferință am atras atenția. De când am venit eu am promovat vreo 5-6 jucători de 2000-2002 care sunt din Târgu Jiu și n-am văzut nicio implicare, mai ales a primăriei, în viața clubului. Adică inexistent. Păcat să auzim asta, dar să sperăm că dacă lucrurile oarecum se vor rebalansa în privința finalizării acelui proces prin restituirea sumelor, poate și lumea va prinde din nou încredere în acest club și autoritățile și suporterii vor fi alături de echipă. Am vorbit despre stadion. Povestește-ne restul, zona auxiliară, terenurile de antrenament. Cum se stă din punctul ăsta de vedere? Terenurile foarte bune. Avem un sintetic care a fost montat, nu știu dacă are un an și ceva. Nu este terenul acela sintetic care era acum 10 ani în spatele stadionului, un alt teren, nu? Ba, acela, s-a schimbat suprafața. S-a schimbat suprafața, okay. Este o suprafață nouă, foarte bună, iar lângă aceea suprafață cu iarbă sintetică este terenul de antrenament de iarbă normală, sigur îl cunoști, o suprafață foarte bună pe care ne antrenăm zilnic și eu sunt foarte mulțumit, avem sală de forță. Sunt condiții foarte bune, dar singura problemă financiară este și sper că odată cu trecerea timpului, cât mai scurt, să se rezolve, fiindcă tot vorbim că să respectăm justiția, nu? Da. Prima dată trebuie să respecte instituțiile statului, nu? Cum ar veni primăria, CEO, care-s practic statul, nu? Da, da. Să sperăm cât de curând pentru... Până urmă, nu e vorba neapărat de binele clubului Pandurii, e vorba despre mișcarea sportivă din zonă. Apropo de clubul Pandurii, în discuțiile pe care le avem în general prin fotbal, există așa un lucru, se vorbește în termen pozitiv despre fotbaliștii din zona Olteniei. Sunt foarte tehnici, sunt foarte bătăioși. În general, e bine să ai jucători din acea zonă, e un specific, au ambiții acea zonă și din acea zonă și calitatea. Cum ai găsit partea aceasta juvenilă de la clubul Pandurii? Păi, am ca să... Practic, lucrez direct cu ei. Să-ți o idee, așa. Da. Am avut în lot jucători pe care nu i-am mai ținut și datorită, în primul rând, comportamentului și atitudinii la antrenamente, i-am exclus și am găsit la junior după... În weekend jucau juniorii acasă. Uitându-mă, vizionând două meciuri de-a lor, am văzut jucători cu calități mult mai bune decât ca cei pe care i-am dat eu afară și mult mai tineri. Lucru care l-ai observat sâmbătă, se luptă pentru fiecare minge, aleargă, au calitate, au fizic frumos și o atitudine foarte bună și o mare încredere în ei că poate să facă lucruri frumoase. Rasoveanu, de când am venit eu, a prins lotul național, nu a debutat în meciul cu Portugalia. Nu a jucat sâmbătă. A jucat 5 minute. A jucat, scuze, dar n-a fost în echipa de start. Da, n-a început titular, da. Da. Să nu uităm că în iarnă un jucător de la Pandurii a ajuns la Universitatea Cluj, e vorba de Părfulescu, un jucător talentat. Așadar, există fotbaliști cu potențial în zonă. Important e să fie cumva prinși într-un ritm de performanță cât mai bun. Da, cum am spus, nu am fost mulțumit de ce am găsit, nici din punct de vedere al organizării, nici al lotului, dar încet, încet am încercat să devenim cât mai profesioniști cât s-a putut pe perioada asta scurtă. Din iarnă o să fie altceva. De aia sunt și am așa supărare că nu se implică
autoritățile, fiindcă Târgu Jiu este un izvor de fotbaliști, cum ai zis, tu ai dat exemplu Părvulescu, eu îți dau... Este cel mai recent. Dănescu, Blejdea de la FC Argeș, au plecat... Golgheteri, între golgheteri... Au plecat în ultimii doi ani, adică în perioada asta dificilă, aproape 20 de jucători care și-au făcut treaba la Pandurii și au jucat în aceleași condiții cum joacă băieții de acum, în condiții foarte grele financiare, dar s-au respectat pe ei, au știut ce vor de la ei și au mers la echipe stabile financiare, echipe de tradiție și își fac treaba foarte bine acolo. Ba la Ucluj, ba la FC Argeș, ba la Viitorul, au mers câțiva jucători foarte, foarte buni, cum ai spus și tu, cu calitate, arțăgoși, care se luptă pentru orice minge. Și lucrul ăsta e foarte important în ziua de astăzi. Ai vorbit de programul din primăvară. Nu pot să nu, să nu ajungem la punctul să dezbatem meciul din al doilea meci din anul calendaristic 2020. Cel cu Viitorul Târgu Jiu. Cel cu Viitorul Târgu Jiu. Cum este? Nu vreau să facem niște referiri la clubul în sine, cum e raportul acesta cu Viitorul Pandurii? Vede așa ca o luptă. Eu nu văd așa ca o luptă. Pentru mine e foarte bine să apară echipe noi, dar asta nu înseamnă că trebuie să le desfințăm pe cele vechi, cum e Pandurii. M-am exprimat și la conferințele de presă care le-am avut înainte de meci. Eu consider că Pandurii este un brand, cum sunt operele de artă lui Brâncuș la Târgu Jiu. Târgu Jiu e recunoscut și pentru echipa de fotbal Pandurii și pentru operele de artă al lui Brâncuș. De la Pandurii, dacă te uiți în Liga 1, la fiecare echipă sunt jucători care joacă, care au fost la Pandurii, la Dinamo, la Gazmetan, la... Nu cred că există echipă unde să nu fi avut un jucător care n-a jucat la Pandurii. Lucru pozitiv pentru oraș, nu? L-a scos în evidență, a jucat în Europa și nu văd, deci, de a apărut o echipă, da, corect, să apară mai multe. Mai ales în sportul românesc, de bandadă. Nu mai avem nicio echipă ca lumea. Și benefic să apară. Dar, cum am zis, nu trebuie să dărâmăm alta. Cum e genul lui Pandurii. Exact. Da, e un meci dificil pentru noi, ca și oricare altul, fiindcă toate meciurile sunt grele, pe care vrem să-l câștigăm. Vorbeam de Viitorul Pandurii Târgu Jiu, care este în Liga a doua. Cum vezi tu, am dezbătut mai înainte cu domnul Rosenblum calitatea competiției din eșalonul secund. În opinia mea, nivelul nu este atât de bun precum ne-ar plăcea să credem. Din punctul meu de vedere a scăzut în ultimii ani. Aș vrea să-ți cer opinia pe tema asta. Tu știi foarte bine fotbalul din această zonă. Da. Liga 2 este foarte expusă în acest an datorită numelor mari prezente, cluburi care au reapărut, care au fost reorganizate, au numele mari ale Rapidului, Faru Constanța, este UTE, este Petrolul. În afară de faptul că foarte multe echipe au beneficiază de suportul galeriilor, parcă nivelul jocului nu este cel așteptat la nivelul atmosferei din stadioane. Am văzut și sâmbătă, nu? Galeria lui Iasio Politehnica, întotdeauna, în special la meciurile de acasă, face o presiune nemaipomenită asupra echipelor oaspete și este nevoie de atmosfera aceasta, nu numai la Liga 2, ci și la Liga 1, dar strict de calitatea acestei ligi. Da, într-adevăr, sunt echipele de tradiție cu galerii frumoase, cum ai spus și tu, Poli. Are o galerie foarte frumoasă, fantastică, dar ca să răspund la întrebare, diferența de bugete nu se vede pe terenul de joc. Asta am spus mai înainte, adică vorbeam Ripensa și Iasio Politehnica gravitează între locurile 7 și 14, dar Petrolul este sub al Violeții care joacă pe Știința, nu? Iasio Politehnica, aproape de Ripensa, Universitatea Cluj, la fel, adică Concordia Chiajna. Propriu exemplu, am jucat cu Concordia, da, chiar, care a avut în componență 7 jucători, da, care au jucat la Liga 1 și nicio diferență între noi și ei. Ba mai mult am ratat. Grădinaru, Albu, nu? Albu, Ivanovici, da. Și Argentin. Vreo 7 am numărat, da, da. Nu-mi vin acum în minte. În minutul 7
monumental, cu poarta goală, un fundaș central pasat cu... Deci nicio diferență, să ne domine, să te gândești că la o echipă de genul cum e Concordia, cum e Măgurele, cu jucători cu state vechi la Liga 1 și cu bugete mari, da, să te distrugă din punct de vedere fotbalistic. Dar realitatea este alta, nicio diferență. Chiar analizam, sunt foarte multe meciuri, de pildă Universitatea Cluj are vreo 4 sau 5 rezultate de 1-1 în ultima perioadă. FC Argeș până la meciul cu Sportul Snagov a avut 7-9 partide cu un scor de maximum gol diferență, adică echilibrul este total. Vorba ta, sunt niște jucători care pot să facă diferența și atâta tot. Adică, dar nu vezi o cu mici excepții. Voi ați mai pierdut, cum a zis, cu Rapidul, Snagov a mai pierdut de câteva, dar rest cam, este cam echilibrat. Foarte echilibrat. Uite, scuze că uite, e formație, o formație care este deasupra liniei retrogradării cu un punct sau două, Csíkszeredo, care n-a pierdut niciun meci acasă. Și este la retrogradare, adică... Da, inclusiv cu Pandurii a da. Făcut 2-2. Cum am zis, de aia avem și speranțe foarte mari, fiindcă din punct de vedere strict a ce se întâmplă pe teren, nu e foarte mare diferență între echipe. Și lucrul ăsta ne motivează să facem un lot competitiv, să ne pregătim bine și să dăm pe teren la fiecare meci totul. Ne vedem și în Craiova. Dezbatem și situația de la Craiova. Vom vorbi în următoarele emisiuni, dar acolo un prieten de-al tău este da? Antrenor. Fratele ce meu, face da, un băiat care a contribuit din plin din punct de vedere al muncii sale administrative la salvarea cea miraculoasă lui ACS Poli de la minus 14. Din păcate a retrogradat nu din vina lui în Liga a doua cu ACS Poli, a antrenat dar echipa ei, pe final. Da, și a făcut puncte de a făcut puncte, a făcut puncte. Acum a ajuns la la Craiova este da, cum e? Cum domnul Pițurcă au condiții foarte bine din dar e din, clar, dacă acolo punct, nu sunt condiții din punct de vedere sportiv, ați văzut, sunt foarte supărat, s-au pierdut aseară după o repriză foarte bună făcută. A doua a fost, ca să zic așa, catastrofal. I-a prins Astra pe niște contre și puteau să pierdă la un scor mai mare. Cum vezi Craiova chiar? Poate să se implice în lupta pentru titlu? Eu zic că, până la urmă, având în vedere că se înjumătățesc și punctele... Din punctul meu de vedere, dacă o luăm, cum ai spus tu acum, la momentul respectiv, între ei și primul loc sunt 3 puncte. Da. Dacă se înjumătățesc. Virtual, da. Exact, sigur da. Se înjumătățesc, nu dacă. Da. Sunt 3 puncte. Dar, din punct de vedere a ceea ce se întâmplă pe teren, consider că le mai trebuie ceva jucători. Și cu siguranță o să aducă jucătorii aceia și atunci pornesc cu șanse reale de a se bate la primul loc. Da, acum chiar în acest moment se joacă și meciul Voluntar Viitor, în cazul în care Viitorul învinge Universitatea Craiova va fi pe locul 4 după această etapă, dar inclusiv la acest nivel sunt foarte multe rezultate de egalitate, multe rezultate surprinzătoare, așa că din punctul meu de vedere sezonul de play-off poate va fi chiar cel mai atractiv de când s-a instituit acest sistem. Da, dacă vă prinde și Dinamo play-off-ul, chiar tot ce este posibil, adică disputa bine, e deschisă. După ultima prestație e greu să o prindă dacă joacă la modul cum a jucat cu Hermannstadt, dar din punct de vedere al spectacolului, dacă ar prinde, adică ar fi un spectacol mai frumos, jocuri mai, ca să spun așa, mai atractive, mai față de anii trecuți, când se știau că se luptă două echipe, trei, și restul se odihneau. Revenind la Liga 2, povesteam despre această zonă și o cunoști bine, îl întrebam înainte pe Călin Rosenblum, cum vezi tu traseul Lutei? Este principala favorită la promovare și mi se pare și cel mai constant club și cea mai stabilă echipă, nu? Da, o echipă foarte bună. Mie îmi place foarte mult cu jucătorii cu state vechi și la Liga 1, nu? Cum e Melinte, l-am avut și noi la CS, un jucător foarte bun, Șeroni, Rus, jucător Buhăceanu, care Buhăceanu, l-am prins la Aerostar. La Aerostar. Jucător foarte bun. Eu zic că dacă au stabilitate financiară și nu o să aibă probleme din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere sportiv, cu siguranță va promova.
Chiar cum ai resimțit acea perioadă scurtă la CS Pune, care ai făcut câteva puncte, un punct la Mioveni, o victorie, cum? La fel cum ți-am zis și despre Pandurii, îi știam pe jucători și la Pandurii cunoșteam o mare majoritate din ei, dar la Poli chiar pe toți îi știam. Da. Știam că au calitate, din păcate n-am prins un lot așa numeros. Da. Am avut un lot subțire, completat cu mulți juniori, dar și la Poli am găsit aceeași problemă, o echipă nepregătită fizic. Ne-am pregătit practic două săptămâni mai tare din că eram pe sfârșit din acest punct de vedere. Am avut o sincopă la FC Argeș unde practic au lipsit cum mi-au lipsit. Și debutat câțiva jucători. Da, cum mi-au lipsit bine la meciul cu Timișoara sâmbătă, așa mi-au lipsit la meciul cu FC Argeș. Foarte mulți jucători am luat 5-0 dacă nu mi-aduc bine aminte. Am venit acasă. Nu, am mers la Mioveni, am făcut egal 0-0. Am jucat 1-1 la Mioveni, că dat David Drăghici, da, Drăghici gol. După aceea am venit acasă 0-0 cu Dacogetica și penultima partidă am bătut 3-0 pe Faro. Ce să zic, tot așa nivelul nu era. Exact. Diferența fac jucătorii, atitudinea lor. Au avut o atitudine foarte bună și sunt convins că da, puteam să facem mai multe puncte. Și acum pe final, fiindcă CS Poli este în Liga 3, cum vezi Liga 3 din această zonă, Universitatea Craiova Mititelu, să spunem așa, Universitatea Craiova 148, conduce această Liga 3, seria aceasta de Liga 3? Foarte slab nivelul. Chiar vorbeam și mai mă sună fost jucător de-a mei, dacă aveam echipa de acum 2-3 ani, defilam, la fel cum defilează Craiova acum, care nu e o echipă de speriat. I-am văzut și la Dumbrăvița, au câștigat foarte greu, practic prin noroc, nu datorită jocului prestat. I-am văzut și la Târgu Jiu că joacă da, meciurile de acasă la noi pe stadion. Dar să sperăm că și această echipă va avea un viitor bun, fiindcă avem nevoie de cluburi cât mai importante în zonă. Financiar este un club stabil, au o condiție extraordinară. Chiar am vorbit după meciul cu ultima etapă lor cu domnul Mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc. Mulțumim lui Călin Căjucaru că a fost în emisiune. Reașteptăm în primăvară cu Pandurii. Sunt Levente Banii. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în a treia ediție emisiunii Arena Cube Sport. O seară cât mai plăcută.